Lavanda a devenit în ultimii ani vedeta culturilor din Bărăgan. De la an la an, suprafețele cultivate cresc. Planta exotică se întinde pe zeci de hectare și le aduce profituri însemnate fermierilor. Câmpurile s-au colorat în mov, iar producția este anul acesta una însemnată. Doi tineri din Brăila au renunțat la profesiile lor și au pornit o afacere cu lavandă. Au început cu 35 de butași, iar acum cultivă 25 de hectare. În urmă cu 3 ani, în acest loc, pe zeci de hectare, se întindea o cultură de grâu. Acum însă, lavanda, care miroase uluitor, este gata să fie recoltată, iar producția se anunță una însemnată și de bună calitate. Această lavandă este o lavandă de anul 2. Am recoltat-o și anul trecut, însă nu am avut productivitatea. Era mai mult anul trecut, am tuns-o pentru a-i da o formă. Anul acesta totul e copt mai devreme, că nu prea am avut ploi și a fost mai rapid. Floarea așa trebuie să fie când se recoltează, trebuie să fie puțin trecută. Oricum, nu e o problemă că sunt o parte din flori uscate, pentru că din experiență am văzut că randamentul este mai mare când spicul este pe jumătate trecut. Adică avem mai mult ulei. Alina a terminat arhitectura, însă pasiunea pentru agricultură a fost mai mare. Încurajată de tatăl ei, un cunoscut fermier din Brăila, s-a apucat de cultivarea plantelor aromatice. Parfumul lavandei a fascinat-o, iar an de an a extins suprafața cultivată. Lavanda este un calmant natural, un repelent, însă vedeți că și albinele sunt pe ea. Într-adevăr, calmant este, că de când distilăm avem o stare mult mai bună de spirit și suntem din ce în ce mai odihniți, nu mai simțim durerile, nu mai tot, e mai ușor. Uleiul de lavandă este foarte căutat, așa că Alina și prietenul ei au investit într-o distilerie. Tehnologia de producție nu este una complicată, iar prețul obținut pentru un litru de ulei esențial este motivant. Planta este în tuva asta aici, vine din câmp aranjată. Aici intră aburul, în funcție de cantitatea de floare din tuvă, să îi asigurăm și necesarul de abur. Pe acolo iese pe sus și ajunge în răcitor unde se condensează și jos, o să mergem și jos acolo să vedem într-un vas florentin unde se separă uleiul de apă. Se separă uleiul, densitate 0,86-0,88 are uleiul de lavandă, se separă de apă. Apa rămâne jos și uleiul îl scoatem printr-o țeavă acolo, ajunge aici în bidoane și cam ăsta e procesul. La 100 de kilograme de floare, cam un litru jumate, 2 litri de ulei. Ulei 100% natural, pur, e cea mai concentrată formă. Acesta este bun la uleiul de lavandă, are multiple utilizări. În primul rând, în parfumerie, este un ulei de bază. În aromaterapie este utilizat în primul rând pentru relaxare. Dar ca orice ulei esențial, acesta este și un bun antibacterial și fungicid. Unii spun că este și un repelent bun, noi l-am testat, pentru țânțar nu funcționează, în schimb funcționează pentru molii. Așa că culoarea uleiului trebuie să fie, acesta este încă, el este puțin cald, așa cum a ieșit din instalație. În urma răcirii va ajunge așa și culoarea lui trebuie să fie galben pal. Anul acesta, cum a mers cu distilatul până acum, sperăm să ajungem undeva la 2200 de litri de ulei de lavandă. Este căutat pe piață, cum se vinde? Da, norocul este că uleiul de lavandă, într-adevăr, este foarte cunoscut, este căutat în multe domenii, de la cel farmaceutic, cosmetic, în industria detergenților, da? Un litru de ulei esențial de lavandă se vinde cu prețuri cuprinse între 70 și 100 de euro.
Cea mai mare parte din producție este vândută în Bulgaria. Tânăra folosește însă uleiul și pentru producerea cosmeticelor bio, pentru care există o cerere la fel de mare pe piață. Pe lângă lavandă, cei doi tineri mai cultivă coriandru, fenicul amar, armurariu și cânepă, toate pentru obținerea de uleiuri esențiale.